Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Reflector Analitic. O explozie uriașă s-a produs la 6 octombrie, cu puțin timp în urmă, aproximativ 10 zile, într-un bloc de locuit de pe Bulevardul Moscovei, din sectorul Râșcanei Capitalei. Despre consecințele, dar și despre acțiunile de prevenire a unor situații similare, ne-am propus să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi, împreună cu Angela Lazarenko, Comitetul Sectorial pentru o Formare Profesională în ramura întreprinderii financiare și asigurării tranzacției imobiliare. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și cu domnul Ianuș Cușnir, expert în domeniul locativ comunal. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara și bine v-am găsit! Doamna Lazarenko, iată ceea ce s-a produs de fapt în seara zilei de 6 octombrie ar demonstra faptul că până la urmă există mari carențe în ceea ce privește administrarea blocurilor de locuit și cineva din telespectatori ar putea zice că situații similare, cu părere de rău, am avut, dacă mă înșel memoria, acum 11 ani și la Soroca, dar și în alte localități. De ce se ajunge în aceste situații? Ca să vorbim despre pierderi de vieți omenești și despre bunuri distruse. Vă rog. După aceea vom discuta și ceea ce trebuie să facă propriu-zis administratorii și persoanele care locuiesc acolo. În primul rând vreau să vă zic că îmi pare rău pentru situația care s-a petrecut. Și datorită faptul că administratorii blocurilor de locuit nu au pregătirea necesară sau nu cunosc, Comitetul Sectorial, prin activismul asociației patronale în asociațiile în condominiu, și-a propus crearea unor proiecte pentru a aduce un sprijin informațional și analitic pentru învățământul profesional tehnic, pornind de la necesitățile deoarece administratorul blocului de locuit sau din domeniul locativ nu are pregătirea necesară. Datorită faptul că nici nu este un standard ocupațional, nu este o funcție respectivă a administratorilor din domeniul locativ, ne-am propus prin proiectele înaintate către Ministerul Muncii, Sănătății și Protecției Sociale de a fi bugetat și ajutat tot de stat ca să implementăm proiectele respective pentru a crea un program pentru a pregăti administratorii din blocuri locative cu informația necesară și cu capacitate pentru a face față situațiilor, că nu se mai repete așa situație. Și avem înaintate către Ministerul Muncii trei proiecte prin intermediul asociații patronale, asociațiilor în condomeniu, sprijinirea procesului de formare continuă a administratorilor de imobili în condomeniu, ceea ce presupune programa educațională ca să putem pregăti administratorii și de a fi implementat în poate și în instituțiile de învățământ de tehnic superior, poate prin intermediul altor asociații sau instituții, ca să fie pregătiți administratorii respectivi. Alte două proiecte sunt pentru eficientizarea, scuzați. Da. Aici avem încă două aspecte. Eficientizarea managementului administratorului imobilor din domeniul locativ. Proiectul respectiv ce presupune? Presupune deja administratorii care sunt numiți în asociațiile de locatari să urmeze careva cursuri pentru a preveni și așa situații. Da, domnul Cușnir, Iată, doamna Lazarenko ne vorbea despre faptul că, propriu-zis, nu avem această funcție de administrator de bloc și dacă să facem referire nemijlocit, iată, la blocul de locuit de pe Bulevardul Moscovei din sectorul Râșcani. Care era starea de lucru acolo? Există un administrator? Care e forma juridică? Nu știu. Deci, conform datelor preliminare care au fost expuse de reprezentanții administrației publice locale și mă refer la viceprimarul și inclusiv primarul interimar a municipiului Chișinău, pe această stradă este înregistrată o asociație care are forma juridică de cooperativă de construcție a locuinților. Din ceea ce cunoaștem și informația pe care a parvenit la noi, este administrat de o doamnă care are în spate o experiență destul de bună. Numai că ideea e care, conform legii în vigoare, dacă să ne referim la cadrul legislativ, noi avem patru forme de administrare. Este cooperativa de construcție, asociații proprietari locuinți privatizate, întreprinderi municipale care sunt în proces de falimentare și asociații în condominiu. Ultima este forma legală.
Da. Din 2016 este hotărâri de guvern care reglementează că cooperativele de Constituția locuințelor urmează să se reorganizeze în asociație de coproprietari în condominiu. Și din ceea ce noi cunoaștem, președintele acestui bloc din strada Bulevardul Moscovei intenționa să facă această reorganizare. Dar din motive cunoaștem care, reorganizarea a fost stopată. Și asta, de fapt, este o problemă. Pentru că dacă se face în referință la cadrul legislativ, președintele cooperativei nu are împuternicirea de a verifica spațiul ce aparține unui proprietar sau altuia. Chiar și acea dispoziție care a fost emisă de primarul general, domnul Ruslan Codreanu, cu privire la vertezarea, tensionarea, verificarea încăperilor la agenții economici și inclusiv și la persoanele care locuiesc în blocuri, într-o măsură se contrazice conform legislației. Domnul Șner, dar cine are dreptul a intra, iată, în apartamentul unui om și să verifice? Există o butelie acolo de gaz sau nu există? Deci, conform legislației, în cazul în care este o astfel de un denunț, așa să spunem, un denunț din partea unui locatar, organele de forță urmează să intervină. Dar, pe calea amiabilă, doar de sectoristul sau polițistul urmează să apropie la proprietarul de apartament cu solicitarea de a verifica. Fără un document care atestă necesitatea, eliberat, document eliberat de instanța de judecată, vorbesc, sau de procuror, care atestă că are dreptul să facă aceste verificări, organul de forță nu are acces în spațiul proprietate privată. Nu are acces. Pe când, dacă ne referim la legislație, urma să fie reorganizarea fondului locativ conform legislației din 2013, legea 913, legea privind la condominiu, noi putem spune că în legea condominiului, articolul 10, alineatul 1, spune că asociația coproprietari în condominiu, când face adunarea generală cu toți locatarii, la votul la 2/3 este necesar din numărul total de membri, ca să iei decizii cu privire la anumite regulamente de ordine intern. Și cunoscând faptul că acest bloc nu este dotat cu sisteme de, nu știu, gazificare și butelii de gaz reprezintă pericol nu doar pentru proprietari, dar și pentru cei care sunt în vicinătate. Asociația în condominiu poate lua decizia cu privire la faptul că se interzice. Categoric se interzice. Și în baza acestui regulament și aceiași legi, din moment ce cineva consideră că un vecin sau un proprietar folosește butelii de gaz sau că a fost văzut, a făcut denunțul, nu face denunțul la organele de forță, pentru că ei nu au cum să intervină. Dar vine cu o solicitare la administratorul blocului. Iar administratorul blocului, în baza articolului 12, alineatul 1 din legea 913, cu un aviz de 5 zile înainte de a face verificări, face un aviz prealabil de 5 zile și apoi face aceste verificări. Da. În cazul în care administratorul 100% este convins că în acel apartament este această butelie de gaz și reprezintă un pericol de viață, fără un aviz de 5 zile, în imediat are acces liber în acea proprietate, pentru că adunarea este organul suprem și a decizii cu privire ce se poate în asociație, ce nu se poate în asociație. Și asta este soluția, de fapt. Da, doamna Lazarencu, spuneți-mi, rog, iată, ați vorbit un pic despre rolul administratorului. Până la urmă, cine se ocupă de instruire? Pentru că bănuiesc că aici există grave carențe. Până la ora actuală, dacă sunt suficient de documentat, nimeni nu s-a ocupat de instruirea lor. Asta și misiunea Comitetului Sectorial. Pentru a, la început, ne propune pentru crearea programului educațional. Fiindcă nici nu este un program educațional pentru pregătirea administratorilor în domeniul locativ. Ne propunem crearea programului educațional. Ulterior, să identificăm, știu că este un proiect de lege la moment unde va fi stipulat care instituții va pregăti administratorii din domeniul locativ. Dacă avem un program deja aprobat, Comitetul sectorial deja este deschis la formarea continuă administratorilor din domeniul locativ. Nu putem să formăm un administrator locativ la moment dacă nu avem și programul aprobat de către organele competente. Putem doar să venim cu un ajutor, putem să venim cu o consultație, dar cred că cel mai corect este totuși să introducem funcția de administrator din domeniul locativ în standard ocupațional, că să fie și responsabilitatea, să avem programul deja aprobat, că atunci să avem de la cine cere. Autoritățile, iată, după acest incident ne spuneau că situații similare, cu păreri de rău, ar mai putea avea loc, pentru că există suficiente blocuri în care buteliile de gaz, iau ghilimele de rigoare, sunt ca la ele acasă. Ce putem întreprinde? Noi acum, la moment, comitetul doar vine cu un apel către Ministerul Muncii,
ca să ne fie aprobate proiectele care le-am amendat către dumnealor, să avem și bugetul respectiv. Fiindcă noi suntem, Comitetul Sectorial este necomercială, nu avem fonduri, dar prin bugetul de stat se presupune careva finanțări pentru proiectele comitetelor sectoriale. Dacă autoritățile de stat vor veni în preîntâmpinare și vor aproba proiectele înaintate, atunci și Comitetul Sectorial și asumă careva responsabilități. Da. Domn Cușnir, măsurile, iată, pe care le-a întreprins primăria municipiului Chișinău, ele sunt suficiente pentru a stopa, de fapt, acest flagel, aș îndrăzni să-l numesc, cu buteliile în apartamente? Pentru că noi, cu părere de rău, ziceam în cadrul acestei emisiuni, mai avem exemple elocvente, chiar același caz la Soacra. Deci orice suport care vine din partea administrației publice locale este un suport binevenit pentru orice cetățean care locuiește în municipiul Chișinău. Ideea este, de fapt, un pic altfel. Primăria municipiului Chișinău este responsabilă de proprietatea ce îi aparține. Începem de la asta. Dacă noi ne referim la fondul locativ, noi cunoaștem că fondul locativ într-o stare degradantă și în fiecare an, din ce în ce problema se ameliorează mai tare și mai tare și mai tare. Eu aș propune, de fapt, în calitate de reprezentant și a patronatului și calitate de expert în fondul locativ, primăria municipiului Chișinău ar fi bine să organizeze o campanie de informare masivă cu privire la procedura care urmează să fie aplicată de către locatari pentru înregistrarea în blocurile lor a asociațiilor în condominiu, pentru a numi un reprezentant, un administrator din blocul în cauză să administreze fondul locativ. Inclusiv e plauzibil că Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională încearcă să înregistreze în CAIEM funcția de administrator în condominiu, fiindcă asta presupune deja și o școlarizare. Pentru că dacă să facem o paralelă la asta, administratorul de bloc este o persoană de rândul nostru. O persoană care are studiile poate în pedagogie, poate în domenii IT, nu are cunoștințe necesare de administrare. Dar un administrator trebuie să aibă cunoștințele atât juridice, atât economice, arhitectură, urbanism, relații funciare, tehnice și să fie un specialist în comunicare cu persoanele care sunt membri în asociație. De moment ce administratorul blocului va cunoaște minimul necesar și sunt chiar și tehnica securității în cazul blocului la Bulevardul Moscovii și are pârghiile necesare conform legislației, precum sunt stipulate în legea condominiului, nu în cooperativa de construcție. Legea abrogată deja cooperativa de construcție, chiar și să vină președintele în cauză la asociație, la membrii asociației, să verifice în baza cărui act legal. Ei nu sunt asociații în condominii, sunt cooperativă. Primăria vine cu suportul la moment, dar ar fi foarte important ca primăria să conștientizeze faptul că în cazul în care nu o să fie o campanie masivă de informare, o campanie de informare care să aducă locatarii din blocuri la conștientizarea faptului că soarta ei singuri s-o decid. Primăria poate să fie cu suportul metodologic, cu suportul logistic, dar într-un final decizia de înregistrare a asociațiilor în blocuri o fac locatare. Fac locatare. Și după ce face suportul ăsta, vine cu suportul informațional, deja e mai bine pentru că locatarii pot lua decizii cu privire la faptul interzicerea butelierului de gaz în uz. Nu interzic. Și administratorul, dacă o să fie educat, dacă o să treacă o școlarizare, el deja o să cunoască obligațiunile și drepturile fiecărui asociație, fiecărui proprietar. Doamna Lazarenco, cuvântul cheie, iată, în ceea ce menționați dumneavoastră, este ca administratorul să fie instruit. În ce constă instruirea? Un curs de anumite ore? Cum se finalizează el? Haideți să ne spuneți mai mult. Ce propuneți? Oricum, Comitetul Sectorial, când va aplica proiectul respectiv, va atrage toți specialiștii necesari pentru a crea programul. Programul se aprobă de către ANACEP, adică nu este un program aleatoriu, este un program la baza căruia stau specialiștii. Vom atrage specialiștii, vom crea programul și urmărim că atunci când se va evalua cursurile astea de formare pentru administratorii din domeniul imobiliar, din domeniul locativ, să se ocupe de formare anume autoritatea care va avea competentă și cu profesionalismul cel mai înalt. Fiindcă nu ne asumăm, Comitetul Sectorial este forma care vrea să se implice, vrea să pregătească programul respectiv, dar vrem să ne asumăm și responsabilitățile. Dar noi urmărim, în general, pentru blocuri de locativ, nu numai cu butelii de gaz, adică noi urmărim un administrator profesionalist pregătit în toate domeniile. Acum s-a întâmplat în cazul cu butelii de gaz, dar sunt foarte multe aspecte care un administrator imobiliar din domeniul locativ nu cunoaște. De aceea noi urmărim
ca să preterminăm alte situații. Dar această experiență ați preluat-o de undeva, de la alți vecini sau e pionierat pentru Chișinău? Da, comitetele electorale sunt prevăzute prin lege din 2017. Noi avem o înregistrare de o lună. Dar ne bucurăm de activismul asociațiilor patronale în cazul nostru, din asociațiile din condominiu și rugăm conștientizarea locatarului prin necesitatea gestionării corecte a blocurilor locative, rugăm asociațiile din condominiu să se apropie la noi, să se informeze, să ne cere ajutor, fiindcă asta și este comitetul sectorial, dialogul social dintre stat și dintre agenții economici și de către asociațiile de blocuri locativ. Atunci când să vedem și în conștientizarea dumnealor și cererea lor, atunci comitetul sectorial va avea altă formă, altă forță. Va avea o altă forță, atunci o să putem și noi către autoritățile statului să venim cu cerințe, fiindcă comitetul sectorial nu se poate face nimic fără agenții economici. Adevărat. Domn Cușnir, întrebarea este simplă. Probabil în această perioadă de timp ea v-a fost acordată și nu o singură dată. În blocul cu pricina se mai poate locui? Ca să răspunde. Deci, urmează să fie făcută o expertiză. Da. Această expertiză din spusele reprezentanților administrației publice locale la finele săptămânii o să fie deja finalizată. O să fie prezentată asociației cooperativei. Și noi, ca nu pot să mă expun reprezentanții, noi ne-am apropiat, desigur, în data după ce s-a întâmplat tragedia dată și a venit cu suportul logistic, metodologic, ne-am oferit serviciile doamnei președinte, pentru că cunoaștem capacitățile, de fapt, care urmează să fie aprobate prin de minister, ca proiectul să lucreze, ca să fie elaborat pachetul educațional, dar cunoaștem și cunoștințele la momentul administratorilor. Cu astfel de situații nu sunt. Până la urmă, situația la fața locului a fost probabil evaluată și nu o singură dată. Pentru că, haideți să pornim pe ideea, atunci când un bloc este dat în exploatare, el corespunde tuturor rigorilor. Deci, așa spune, din moment ce a fost explozia, a avut loc, noi, experți, urmează să stabilească dacă, de fapt, blocul poate fi restaurat, câte nivele urmează să fie restaurate, pentru că ține și de rezistența construcției. Mi-e greu să mă expun pentru că nu sunt membru a comisiei, dar din ceea ce cunoaștem peste o săptămână sau următoarea săptămână sau săptămâna aceasta, când o să aibă loc deja raportarea comisiei, noi o să fim neapărat prezenți la această raportare și în cazul în care noi o să depistăm că anumite nereguli, noi o să fim cei care din partea societății civile alarmează aceste nereguli și le vom face publice, pentru că acest incident nu se întâmplă pentru prima oară. Noi avem la Soacra, exemplu, noi avem exemplul din orașul Soroca și ar fi bine să ne învățăm pe greșelile noastre. Domnul Cușnir, vreau să rămânem în albea celor remarcate pentru încă o concretizare. Iată, Republica Moldova este zguduită cu ghilimele de rigoare, iau acest termen de mișcări tectonice ce vin din Vrancea. Respectiv, în cazul unei mișcări tectonice, acest bloc reprezintă un pericol? Dacă să luăm practicile pe care deja le avem, da. Din cei ce mi s-a furnizat informații, care a fost furnizat inclusiv de doamna președinte a Cooperativei de Construcție a Locuinților, etajul numărul 18, 19 și mai sus nu a avut de suferit deloc. Adică nu a avut fisuri, nu a avut nimic. Eu nu sunt expert în domeniul construcției și mi-e greu să mă expun, dar totuși deleg decizia de vis-a-vis de faptul rezistă blocul la un cutremur sau nu ar rezista experților. Și e foarte important și agentul economic care se ocupe de lucrările astea, pentru că într-un final urmează să fie făcut actul de predare primirea lucrărilor. Cine o să recepționeze aceste lucrări? Pentru că cooperativa de construcție a locuinților în afara legislației. Banii sunt municipali. Într-un final, blocul nu aparține municipalității. Noi suntem într-o așa un colaps că legislația nu reglementează situațiile de genul dat. Și respectiv, e foarte important să mergem pe o cale legală, dar și să considerăm faptul că cine va executa lucrările, cine va face expertiza, poartă răspundere pentru urmările care o să aibă loc, chiar în cazul în care o să fie un același cutremur. Doamna Lazarencu, dumneavoastră, iată, ați vorbit despre faptul că s-au arătat deschiși spre colaborare mai mulți administratori. Eu vreau să vă întreb, iată, probabil ați urmărit declarațiile mai multor lideri politici. Unii dintre ei spuneau că
O soluție poate ar fi cei care locuiesc în blocurile care nu sunt conectate la gaze să aibă un preț preferențial pentru energie electrică. E o soluție sau nu? Cum vedeți dumneavoastră? Eu vreau să vă zic că comitetul sectorial da? Nu se ocupă nemijlocit de identificarea, să zic, a soluțiilor cu gaze pentru... sau alternative sau încolo. Noi vom atrage specialiști care va crea programul, va pregăti administratorii și atunci sunt alte organe de stat care se ocupă dacă este mai convenabil cu energia termică sau este mai convenabil cu gazul. Și totuși, dacă să dăm răspuns, okay, desigur, asta pentru familii social vulnerabile, asta este o soluție și o soluție care... Dar se poate controla? Există mecanisme reale? Asta e și ideea. Noi trăim într-o epocă când blocurile se construiesc cu 30 nivele, cu 45 nivele și au trasă rețeaua de gazificare. Ar fi bine să nu inventăm bicicleta, ar fi bine să înregistrăm asociații în condominiu, ar fi bine să informăm locatarii cu perspectiva că este posibil la moment de tras această conductă de gaz, astfel încât să eliminăm totalmente situația că cineva duce butelie. Asta ar fi o soluție. Dar temporar, aprobarea unui tarif special unic pentru persoane care folosesc energie electrică în us gen pentru pregătirea alimentației, asta este o soluție de moment. Dar este o soluție bună care în viitor, până când nu este implementat proiectul, un proiect nou de gazificare, ar veni ca o colac de salvare, așa aș spune. Doamna Lazarencu, cum a fost primit proiectul dumneavoastră de reprezentanții Ministerului de Resort? Ați găsit deschiderea necesară, susținerea? Bănuiesc că mai întâi de asta ați avut o consultație cu societatea civilă. Bineînțeles că noi ne planificăm ca să venim cu propuneri de proiect nemijlocite ține de situația socială din Republica Moldova. Eu cred că reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale va conștientiza necesitatea aprobării acestui proiect. Eu îmi doresc, chiar dacă nu se aprobă, oricum activismul asociații patronale în domeniul respectiv, să nu ne oprim aici. Eu sper totuși că Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne va susține, fiindcă ne propunem un scop necesar tuturora. Da. La două proiecte, însuși a fost inclus și eu în calitate de expert, da, care am lucrat și am venit cu sportul și la importanța proiectului și actualitatea proiectului ne-am indicat că, uitați-vă, în data de 6, da, octombrie, la orele cutare, a avut loc un incident. Un incident neplăcut în sectorul Râșcani, care a luat viață de omenești. Fondul locativ urmează a fi reorganizat și una la mână, prin lângă faptul că urmează să iei campanie de informare, ar fi bine să fie alocați anumiți bani din buget pentru elaborarea unor mecanisme gen întruniri specialiștilor cu administrația acelor asociații care urmează să fie reorganizat, să fie explicat metodologia. Uite, domnule, ai de parcurs 3 etape. Uite, actele necesare pentru etapa numărul 1, etapa numărul 2, etapa numărul 3. Uite, beneficiile, pentru că într-un final administratorul poate să fie de acord să facă reorganizarea fondului locativ. Dar dacă locatarii nu doresc, fiindcă locatarii s-au deprins, locatarii sunt nostalgici. Au o zonă de confort. Da, au o zonă de confort și e bine mersi să stau așa. Dar urmează să fie argumentat. Și unul din proiecte care este depus ține nume de faptul că urmează toți administratorii să fie în colaborare cu preturile de sector. Urmează să fie făcute întruniri la care o să participe reprezentanții administrației publice locale, direcție locativ comunal, unde o să participe reprezentanții comitetului sectorial, unde o să participe reprezentanții asociației de patronat, asociației în condominiu, unde o să participe reprezentanții instituții publice, agenției de servicii publice, care se ocupă cu radierea persoanei juridice și înregistrarea persoanei noi juridice. Aici sunt niște cunoștințe care o să fie furnizate, o să fie gratis la administratorii de cooperative, în cazul, și asociații portare locuințe privatizate. Asta este un beneficiu. Dar, desigur, decizia aparține Ministerului Muncii, Sănătății și Protecției Sociale. Dacă o să treacă proiectul. Doamna Lazarencu, instruim mai întâi administratorii ca ei la rândul său să discute cu locatarii. Asta ar fi logica, da? Până la urmă este interesul fiecărui locatar în parte. Fiindcă atunci chiar când are loc o reorganizare, oricum merge prin adunarea generală. Și dacă se va păstra administratorul respectiv sau dacă se va numi un alt administrator care va urma cursurile respective, e la decizia fiecărui locatar în parte. Până nu conștientizează
problemele sociale de care ne confruntăm, fiecare în parte, atunci nu putem să ne ajutăm nici noi pe noi. Nu înseamnă dacă vine administratorul, trebuie să vedem, poate este un administrator deja care este în vârstă, care nu are interesul, că adunarea generală singur își va hotărâ, trebuie să hotărască, nu că își va, trebuie să hotărască cine este administratorul, să aibă de la cine cere. Este alegerea lor, ca și în cazul unui stat. Da. Domn Cușnir, haideți să vedem, aceste apartamente, sau mai bine sunt aceste blocuri care nu au fost conectate la rețeaua de gaz, au fost planificate intenționat în acest fel? De ce? Poate unii telespectatori se întreabă, de ce nu există acolo gaze? Deci, începem în perioada aceea când blocurile au fost proiectate, da. Legislația nu permitea ca să fie gazificat, pentru că până la etajul numărul 9, până la etajul 9, este posibil de făcut, pe timpul când a fost construit, vorbim de blocul din Bulevardul Moscovei, da. Până la etajul 9 este posibil de făcut gazificarea, dar după etajul mai sus 10-11, nu este posibil, de ce nu au fost dotate? La ziua de azi este posibil de făcut gazificarea și mai sus, dar decizia, cum am spus, depinde întâi și întâi la moment dacă blocul este construit de către locatari. Pentru că eu personal, dacă aș procura un apartament într-un bloc nou și unde ar fi fost gazificarea, știți că prețul apartamentului pe metru pătrat reflectă inclusiv și prețul gazificării care a făcut, conductul de gaz care este trasă. Și asta este obligațiune, altfel nu procura apartamentul. Altă situație era cu mulți ani în urmă, când din punct de vedere tehnic nu era posibil de făcut gazificarea. La ziua de azi este posibil, atunci nu era posibil. Asta e diferența. Da. Doamna Lazarenco, haideți, din cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră, haideți să vorbim care sunt drepturile, iată, acestor locatari care au rămas peste noapte fără un acoperiș deasupra capului. Ei, la cine ar putea să apeleze și ținând cont de faptul că, până la urmă, sunt debusolați în situațiile similare, omul nu mai conștientizează că ar fi cazul, nu știu, să merg prioritar la o instituție sau alta. Eu cred că cel mai bine se va expune asociația patronală aici, asupra. Totuși, eu cred că trebuie să susțină de administratorul care este la moment, fiindcă până ca să numești un alt administrator acolo durează și nu cred că o să fie haos sau nu trebuie să venim asupra persoanei respective care este administrator și se ocupă acum de gestionarea blocului, că anumite replici, că nu știu ce în încolo, să se identifice împreună soluția. Să fie implicați autoritățile publice, să fie implicate specialiștii, să fie implicați societatea civilă și în caz dacă nu se face, societatea civilă are o voce. Nu, dacă autoritatea publică nu se implică, este societatea civilă. Sunt mass media, a ieșit, a spus. Dar spuneți-mi, vă rog, ați menționat ceva mai devreme că acest proiect are aproximativ o lună, dacă a recepționat eu bine, da? Nu. Da. Comitetul, noi suntem înregistrați. Da. Care a fost ultima picătură care a umplut paharul? De ce tocmai acum, se poate întreba unii? Noi ne-am înregistrat pentru toate. Noi suntem în ramuri economice, mai multe ramuri economice. Da. Noi am mers pe domeniul imobiliar acum, datorită și situației care s-a întâmplat. Asta nu înseamnă că noi nu vrem să acoperim toate ramurile economice. Eu vin acum să apăr interesul ramurii din tranzacțiile imobiliare și din domeniul locativ, fiindcă trebuie să prevenim astfel de situații. Trebuie să atragem specialiști de valoare, trebuie să avem un program educațional, să avem o funcție stabilită în standard ocupațional, trebuie să avem anumite cursuri de formare a administratorilor, că atunci să avem dreptul meu ca locatar. Eu vreau să particip la adunare, eu vreau să-mi aleg un administrator pregătit, că atunci când nu se respectă scopurile statutare în asociația respectivă, să am de la cine cere. Asta nu înseamnă că administratorul are pe sarcina sa toate problemele, dar să le știe le gestiona, cel puțin să aibă o pregătire profesională. Domn Cușnir, haideți să presupunem, nu știu, ipotetic, sunt locatara blocului sau a unui etaj care a avut de suferit. Cui mă adresez eu? Cine îmi efectuează reparațiile de rigoare? Când mă pot muta în apartamentul meu? Dumneavoastră faceți referință la cazul din Bulevardul Moscovei. Da. Deci, tot conform legislației în vigoare. Da. Noi avem, pe de o parte, legea în bază care a fost construit acest bloc și asta e legea cu privire la cooperativă de construcție locuinților. Noi cunoaștem că această lege a fost abrogată. Este abrogată.
este legea cu privire la condominiu din 2000, care reglementează că de moment ce fiecare proprietar acestui bloc de Bulevardul Moscovei devin proprietar, acceptat ultima cotă și sunt proprietari înregistrat la cadastru, în registrul bunurilor mobile este înregistrat apartamentul după proprietaritate, dați acest bloc, această formă, urmează să fie reorganizată în asociație cu proprietari în condominiu. Sarcina de a monitoriza reorganizarea spune pe spatele administrației publice locale. Faptul că din 2016, de pe 1 februarie 2016 până în prezent, această asociație nu are forma legală, după măsură spune responsabilitatea și pe administrația publică locală. Eu nu vorbesc concret de primarul general sau direcția locativ comunală sau preturile de sector. Pentru că preturile de sector, inclusiv și direcția, au organizat, din ceea ce cunosc, întruniri cu președință de asociații, le-a fost explicată necesitatea de a reorganiza, dar iarăși decizia aparține locatarilor. Dar în statutul municipiului Chișinău, în legea privind la statutul municipiului Chișinău, este indicat că una din responsabilității primarului municipiului Chișinău ține de faptul de monitorizarea însăși fondului locativ. Datorită faptului că nu s-a implicat, probabil, pe măsură administrația locală, noi nu avem asociație în condominiu. Dacă ar fi fost asociație în condominiu, atunci la 100 ar putea vorbi faptul că proprietarul de apartament care a urma care a suferit această explozie, el este responsabil pentru a suporta toate cheltuielile care au fost făcute. Dar noi nu avem pe de-o parte nici forma juridică conform legislației, noi nu avem nici măsurile necesare pentru reorganizare care urmează să fie îndeplinită, urmau să fie îndeplinită de administrația publică locală, noi nu avem responsabilitatea din partea locatarilor care urmau să întrunească în adunare să reorganizeze fondul locativ, noi nu avem decizia adunării generale cu privire la interzicerea acestor butilii de gaz. La moment, administrația locală se implică în soluția problemei. Și asta este corect, fiindcă într-o măsură, acest bloc se află în sectorul Rușcani, sectorul Rușcani se află în municipiul Chișinău. Noi toți suntem responsabili pentru deciziile pe care le luăm. Și chiar dacă am luat o decizie greșită și nu ne-am reorganizat, oricum ce am spus, urmează foarte răspundere. Dar nu asociația cu proprietari în condominiu, fiindcă ea nu există, și nu cooperativa, fiindcă cooperativa la fel e abrogată, nu există. Rămâne administrația publică locală. Asta și există pârghii reale să credem acest lucru? Păi, că vor fi... din ceea ce cunoaștem, deja a fost alocat bani din bugetul municipal, a fost pus în sarcina direcția locativ comunală să fie, să execute aceste lucrări. Eu nu văd tangența, pentru că direcția locativ comunală nu este proprietarul acestui bun imobil, pe de parte. Pe de altă parte, acest bun imobil nu are persoană juridică legală înregistrată. Noi avem proprietari de apartamente, dar noi nu avem proprietari la bloc. Asta este și problema. Conștientizarea faptului că este necesar și este bine de făcut asociație de coproprietari în condominiu. Doar în condominiu apare responsabilitatea atât a proprietarului față de proprietatea comună, fiindcă noi ce vorbim de proprietatea comună și proprietatea privată, atât și viceversa. Asta ar fi soluția. Doamna Lazarenc, chiar acum am notat, vreau să vă întreb, spuneți-mi, vreau, de ce se creează aceste situații? Administratorii ignoră legislația, nu cunosc... Se creează, nu știu, o discordanță până la urmă între realitatea imediată și prevederile legale. Cum ați sesizat-o dumneavoastră, fiind acolo în mijlocul acestor administratori? Trebuie să recunoaștem că sunt administratori slab pregătiți. Da. Trebuie să recunoaștem administratori care nu cunosc situația, dar sunt administratori care cunosc situația, dar și reorganizările respective presupun careva cheltuieli. Și datorită faptului că nici nu au bani pentru reorganizări, pentru întrunirile respective, atunci se întâmplă ce se întâmplă. De aceea trebuie să ne conștientizăm fiecare locatar atunci când plătim anumite taxe pentru întreținerea blocului respectiv. Sunt taxe justificate. Un administrator în domeniul locativ va fi pregătit pentru taxele, să le justifice, să le cheltuie în direcția potrivită. Bugetul ăsta, noi vorbim de buget. Da. Ideea e că taxa care eu personal locuiesc la bloc, da, mie când vine factura acasă, eu abordez din prisma lucrurilor cu, uite, ok, urmează să achit același leu sau 1,50 lei sau 2 lei, eu achit 3 lei metru pătrat, da, în dependență de cheltuielile care sunt. Un administrator instruit elaborează proiectul de buget, în care include toate tipurile de cheltuieli, începând cheltuielile administrative, cheltuielile de întreținere și potențial cheltuieli de reparație, care urmează să fie planificate, reparații planificate, reparația acoperișului, subsolului, sistemul ingineresc. Astea sunt niște cheltuieli planificate. Din suma dată, se raportează la cotă parte și stabilește că metru pătrat costă X lei. Eu sunt gata să achit acești bani. Altă problemă, de ce nu se reorganizează? Prima problemă ar fi faptul că administratorii blocurilor
care nu au formă în condominiu, nu au cunoștințele necesare pentru a face această reorganizare. Ei nu cunosc metodologia, ei cunosc că urmează de făcut reorganizarea, dar cum de făcut ei nu cunosc, etapele nu le cunosc. Păi dar există bine. O serie de locatari care ar putea contribui la o adunare. Păi asta e și ideea, că pentru a lua decizia cu privire la reorganizare, zice, s-ar fi făcut adunarea generală. Adunarea generală are nevoie de quorum. Noi avem situația că și noi cunoaștem că foarte mulți locuitori în municipiu Chișinău, inclusiv ca toată țara, sunt plecați peste hotare. Noi nu avem, desăori se întâmplă, noi nu avem quorum la adunări generale. Noi nu putem lua decizii pentru că oamenii nu sunt pe loc. Nu pentru că oamenii nu le pasă, dar oamenii nu sunt pe loc. Dar asta este altă problemă. Pentru că cu privire la faptul care sunt etapele de reorganizare, urmează să fie efectuate după ce sperăm noi să câștigăm proiectul de la Ministerul Sănătății, noi în sensul comitetului sectorial, pentru că noi chiar așteptăm implicarea comitetului în soluționarea problemelor date. Dar ce să facem o paralelă vis-a-vis de proiectul care a vorbit doamna Angela cu instruirea educațională, noi cunoaștem practicile care sunt făcute peste hotare. Ar fi bine dumneavoastră să faceți o întâlnire cu mai mulți președinți din mai multe sectoare, să faceți un sondaj, stabiliți care e nivelul de cunoștință, luați niște experți, inclusiv noi suntem de acord să ne implicăm și respectiv elaborați programul educațional. După care să fie instruiți acești administratori și iar să fie dat un test grilă, să cunoaștem care sunt capacitățile după ce noi am formulat informația. Fiindcă sunt administratori care își dau interesul de a administra eficient fondul locativ, dar sunt alți care stau acolo pentru salariu. Asta e și diferența între administratori. Nu este problema în reorganizare, este problema în conștientizarea necesității. Pentru că cazul cu Bulevardul Moscovei poate fi repetat și în alte blocuri. Domnule Lazarenco, conștientizare versus aspectul financiar. Eu bănuiesc că dacă vom merge într-un bloc în care sunt X butelii de gaz, 99% din acești locatari le vor spune: domnule, nu am mijloace financiare pentru ca să, nu știu, mă conectez la energie electrică sau nu-mi permit ca să mă mut într-un alt bloc. Aceste argumente sunt plauzibile? Ele există? Persistă în teritoriu? Până la urmă este și securitatea fiecărui în parte. Și atunci când dacă merge un administrator și justifică lipsa acestor butelii din spațiul locativ, atunci eu cred că și locatarul își va permite. Plus că acum, din cunoștințele mele din tot, sunt vecini care sunt mult mai activi deja. Suntem cu frigiderul prea aproape, stă sau acolo. Adică trebuie până la urmă fiecare în parte, inclusiv și vecinul, inclusiv și administratorul de domeniul locativ, să conștientizeze despre securitatea fiecărui cetățean în parte. Până la urmă, ținem de viața noastră. Haideți să vedem, domn Cușnir, ca să nu ne mai pomenim, nu știu, ferita sunt un cazuri similare, ce ar trebui să facă, nu știu, acum, pe de o parte poliția, pe de altă parte administratorul, pe de altă parte chiar administrația publică locală, ca să evităm cazuri similare? La capitolul dat, noi putem să spunem că Asociația de Patronate în Condominiu elaborează un regulament. Da. El este în stadiu de elaborare, probabil că săptămâna viitoare să fie deja finisat. Noi o să-l facem public cu privire la un regulament care stabilește interzicerea utilizării buteliilor de gaz în apartamentele, blocuri locative în care unde sunt înregistrate condominiu. Și acest regulament poate fi preluat foarte ușor de asociațiile în condominiu, aprobat la adunare generală și în baza acestui regulament deja nu este necesară implicarea pretorilor de sector sau poliției. Administratorul are dreptul, cu aviz, preaviz 5 zile, de a verifica fiecare apartament unde consideră că este butelia dată. Și după ce este verificat, conform codului contravențional cu privire la locuință, poate fi sancționat această proprietară de apartament. Da. Haideți, în cele ce urmează, vreau să ne spuneți despre modul în care s-a reacționat și vreau să medităm poate un pic și asupra calității acestei construcții. Nu sunt expert în explozibil sau în substanțe de acest gen, dar vreau să adresez această întrebare ambilor invitați. Explozia a fost prea puternic sau una destul de puternic în cazul în care trei nivele au avut de suferit sau construcția propriu-zisă nu a fost atât de calitativ efectuată în condițiile în care vorbim despre pilonii practic de bază? Cine ar putea? Domnul Cușnir.
Ce s-a întâmplat? Nu sunt expert, din păcate, în nici dumneavoastră ca să le spuneți. Dar din ceea ce cunosc și din discuțiile care le-am purtat, inclusiv personal cu președintele acestei cooperative, doamna Tamara Ciudesna, dumneavoastră mi-a argumentat că la fel avea dubii vis-a-vis de faptul că este o explozie provocată în urma expagației de gaz, da? Și respectiv avea altă părere inițial, până când au venit experții citindu-i de explozii și a argumentat de ce este o explozie a butelii de gaz. Domnia s-a lăsat convinsă pentru că au fost argumente plauzibile, dar care mi le-au expus, din păcate nu pot să le expun eu, pentru că nu cunosc detaliile propriu-zise. Dar din ceea ce am înțeles, într-adevăr a fost o explozie a unei butelii de gaz. Pur și simplu, în spațiu mediatic a fost vehiculată și ideea că ar fi fost un explozibil în interior și de aceea ceream și noi vorbim de o doamnă care locuiește într-un apartament la un anumit etaj, care a venit seara de la muncă, care a prins lumina și a avut loc explozia. Noi nu vorbim de anumite persoane de o altă etnie, nu vreau să fac referință, să nu fiu înțeles greșit, dar ideea e că un muncitor vine acasă, odihnească și respectiv a avut loc această explozie. Desigur, considerăm că nu avem motiv, nu avem temei să nu credem experților în domeniu, că n-a fost o explozie de alt gen. Da, regia ne spune că mai avem 3 minute. Doamna Lazarencu, domn Cușnir, eu cred că pentru final vreau să ne explicați dumneavoastră, doamna Lazarencu. De obicei, atunci când se implementează anumite proiecte, unii dintre noi sunt sceptici pentru că zic, iar vor să strângă o anumită taxă de pe pielea noastră, iarăși vor să fim noi cei care vom sponsoriza. Eu vreau să reiterați, dacă am înțeles corect mesajul dumneavoastră, nu urmează să suporte niciun fel de cheltuială nici administratorii, nici locatarii care vor beneficia de proiectul respectiv. La moment, proiectele înaintate către Ministerul Muncii sunt bugetate de către stat. Da. Dar ulterior și vom aplica, fiindcă noi raportăm proiectul respectiv, fiecare bănuță luat, noi să-l raportăm. Există o transparență financiară. Este transparență financiară. Și vreau să vă spun că nu sunt sume atât de mari. Dar din tot ce iese, noi ne-am ajustat la bugetul minim. Respectiv, la bugetul minim. Programul este educațional, este public pentru toți. Adică nu poate să perceapă careva taxe pe umerii locatarilor. Administratorii, la moment, pentru financiarea managementului respectiv, noi avem două proiecte care la fel sunt finanțate de la stat. Iarăși nu deja putem să... Deja în curs de desfășurare. Sperăm că o să fie aprobate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Nu cad pe umerii locatarilor pentru... numite taxe, să zic așa. Ulterior, deja, dacă avem proiectele respective, din proiectul respectiv, locatarii nu va avea de suferit anumite taxe. Ulterior, deja, pentru formarea continuă, pentru anumite, deja, vedem după necesitate, deja, cum o să fie. Domnul Cușnir, pe final de emisiune, vreau să ne spuneți, iată, au fost, cu părere de rău, victime. Au fost o serie de pierderi a bunurilor acestor oameni. Și noi la redacție și probabil dumneavoastră în calitate de expert ați fost întrebat când se poate intra în bloc omul, când poate constata care este starea de lucruri acolo, pentru că au fost tot felul de vehiculări. Din ceea ce cunoaștem chiar astăzi la Urli, nu a avut loc, comisia a avut acces, verifică fiecare etaj în parte, în fiecare apartament au acces pentru a stabili starea actuală a acestui bloc. Nu este problemă de acces citind de locatari, nu este o problemă, doar în zilele și orele când este stabilit merge nu doar o persoană, dar sunt conform comisiei. Asta este ideea. Accesul nu este limitat pentru persoanele care locuiesc în acest bloc. Accesul este limitat pentru persoanele străine. Asta e ceea ce noi cunoaștem la moment. Dar dacă facem referire la ceea ce a spus doamna Angela, proiectele care urmează să fie finanțate de stat, vor fi sau nu vor fi de stat, noi în calitate de asociație de patronat în condominiu, noi am organizat și organizăm în continuare, în colaborare cu Direcția Locativ Comunală și cu pretorii de sector, în fiecare sector, întâlniri cu președința asociației proprietari în condominiu. Nu avem interes financiar, noi asta o facem doar din punct de vedere voluntariatului, pentru a explica necesitatea reorganizării fondului locativ. Și până acum am lucrat insistent, dar o vom lucra
în continuare și ceea ce urmează să fie aprobat de bugetul de stat sau bugetul nostru, noi oricum în continuare vom avea întâlniri cu administratorii, vom încerca să le explicăm și vom încerca să venim cu tot suportul logistic și juridic pentru reorganizarea fondului cotiv conform legislației în vigoare. Domn Cușnir, doamna Lăzărencu, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vreau să obțin promisiunea că veți mai da curs invitației noastre și atunci vom discuta despre faptul că acel car despre care am vorbit astăzi se va mișca din loc. Stimați telespectatori, pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. În numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!